Bună dimineața, sunt puțin dulceață, dacă sincer, dar nu mai vrea gata nic de la viață, stau numai în pat și zic și să mă trezesc, ap să mă trezesc, nu voi spuneți că eu nu știu. Și sincer, sunt distrus psihic, moral, mă uit peste fereastră și zic, Doamne, parcă nu-s chiar și al mei că vedeți în curge lacrimi. Parcă nu-s chiar și-al mai urât, parcă chiar și-al mai prost. Dar lângă mine, la mine. Asta eu matca inima în dinți. Eu și eu un curs de cosmopolitan cu napolitan. Nici banii nu-s lichezi de mine, blechi. Nu niodată încă. Deci mă gândesc la dânsa. Vă rog, vă implor. Eu am azi filmări ce să mă duc la lucru și nu am motivație. Vă rog frumos, motivați-mă, deși ar trebui să mă ridic amut din patul ăsta călduț pe la locuri cu obișnic, două, trei, dar e bine ăsta, miele. Și ce să fac, mă? Dați-mi un motiv, o motivație puternică să mă ridic din patul. Mi-a rămas. E pastă! Nu vă gândiți la prostioare. Da, știu că deja e plictisitor, că e doamne ferește, că lumea răstoarnă cosmosul, dar eu beau cafea cu mâna dreaptă. Ei, așa e. Și e bună cafea. Vă rog, fiți de acord cu mine că am un buchețel de flori extraordinar de frumos și apetisant și de astea miroase. Doamne, Dumnezeule, nu știam. Liniștește-te! Lăs-nahere! Lăs-o, gata! Nu-mi mai trebuie! Bună dimineața, s-o trezit dulce. Iura, atent, măi! O bagi prea agresiv. Mi-e vorba de așa ceva. Dar de ce? Dar de ce ceva? De ce? De când la baliera? Nu pus la baliera. Nu, eu filmez... Tot mă Elisa. Și eu gătit bucătarul. Bele, și-am gătit astăzi. Adică și-ai gătit azi. File de dorado roșie cu vongole. În sos de vin alb. Dumnezeule. Și încheiem cu ce-am început. În sfârșit, a venit ziua aceea, Anișoara Buică, în premieră la Dora Show, ne vedem sâmbătă la ora 8. A fost un interviu bombă! Uitați-vă la dânsul Mitelu, cum scrie și el să iasă, să-l vadă lumea, că ne-i dor din ieșitoare, din nori și ei, că am văzut că munți, că nici munți n-avem. Și domnilor, știri de ultima oră, în sfârșit, Emilian Crețu a fost detronat, nu mai este top Instagram mondial din Republica Moldova. Perfecte.md a anunțat această știre tristă pentru Emilian, care l-a făcut să sufere și chiar este într-o depresie extraordinară și... Perfect.media, dacă mă uvăjești, mă stimez cât de cât, poți face fix acest clasament top 10 cei mei curtâie, insta, vlogger, cum se mai cheamă, fix așa, numai că toate aceste 10 pagini, te rog, fă asta, trece-le prin aplicația ca să se vadă câte procente sunt fake și câte sunt reale. Și după asta, fix topul ăsta îl faceți încă o dată, vă rog pentru mine asta, hai, vă rog, perfect, după asta promit că vă, nu și vă fac, vă iubesc, vă... fix topul ăsta top 10 și numai că treceți-l prin filtru câte procente sunt fake. După asta, revenim la oile noastre. Mulțumesc, haideți! Vă rog din toată inima, astăzi nu vreau să fiu deranjat. Gata, nu mai sunt top, nu mai am valoare, sunt gata, sunt un nimeni, un praf magic sunt, gata. Lăsați-mă de acolo în pace.
Eu deja mă enervez, v-am rugat pe bune, nu mă urmăriți, gata, lăsați-mă în pași să-mi trăiesc viața. Lăsați-mă că nu mai sunt cine am fost. Cine am fost și am ajuns. Dau cu zadnă. Labnav nu pălesc pe nimeni. Atent. Are nici greu în viață. Dacă sincer, viața de asta îmi doresc și eu tare mult. Uitați-vă, tăți lucrează, uitați-vă. Tăți? Doar dumnea ei sau dumnea lui huzuriește. Ei, Sinu, treabă n-ai. Alinușca, o minea vapros că ție. Tu ai să te comporți cu mine tot cum te comportai înainte sau un piculeț altfel? De ce zic asta? Pentru că deja nu mai sunt top 1 Instagram din Moldova și ai să mă abordez cum? N-a poftim. Lăși, dar din cauza la capul este parcă buza e schimbat, nu știu cum, parcă mai jumbat, mai botos. Apoi schimbi chiar forma osului un pic. Nu, dar... Parcă ni-i lățât, parcă ni-i dișghinată. Ce facem azi? Curățări facem, că de mult nu ai fost. Ai, să ne curățăm. Mult n-am fost eu la tot ce înseamnă caif facial, Alinușca. Astăzi o să-mi curăț. Dar nu, că nu arată strașnic fața mea, chiar dacă eu m-am bronzat cu ulei pentru bronz pe față. Da. Arată foarte bine, aș spune. Pentru că am slăbit, pentru că sexy, pentru că sunt locul doar. Chiar dacă fața mea, chiar dacă fața mea acum râde, sufletul meu plânge. Dacă aș găsi o poartă de șerpi, m-aș băga să mă ascund, că mă fac de rușine. Chiar am avut nevoie de această curățare, că de când am venit din Bali, Italia, nu am trecut pe la Alinușca. Și da, această față are nici mai mult și mai puțin de 36 de ani, de muncă asiduă, chin și năcaz. Pentru că sunt pasionat de flori și niciodată în viață, în casa mea, nu o să fie doar o singură vază, pentru că eu deseori, nu că mă plictisesc, dar vreau să fie cât mai multe. Sora mea azi mi-a cumpărat un cadou. Ce avem noi aici? Din avizul ținutul ăsta. Uitați-o și de frumușică. Este superbă. Cu nas și guriță. Și am zis că vreau din astea cu gura cât mai mare ca să încapă cât mai multe flori. Și avem și pe a doua. Iată și a doua. Ia câte au. Uitați-vă și pe asta, ce de frumușele, dați-vă le arăt așa împreună, uitați-le. Faza cea mai tare este că eu influențez frumos, nu doar sora mea care a venit astăzi după flori, dar și o doamnă, zice că Emilian, te-am văzut ieri că ți-ai fost și ți-ai cumpărat la Veli și chiar am venit astăzi să-mi iau, noi am mai cumpărat flori, că trebuie. Eu astăzi am cumpărat, din cauza dinților, scuzați-mă, eu astăzi am cumpărat flori lui mama, Danina a cumpărat flori lui soacră. Vezi dacă ai soacră? Eu soacră nu am. N-am cumpărat. Așa că trăiască mamile și soacrele celor care le au. A mea, pe unde o fi? Nu știu. Plus de voi mă întrebați, Emilian, de unde Nina a cumpărat aceste veze superbe? Le-a cumpărat de la magazinul, cum se cheamă? Lângă Jumbo. Lângă Jumbo Care, ceva de genul ăsta. Acolo sunt chestii pentru decor. Vă rog cineva o palmă, că eu nu pot să mă liniștesc. Am intrat o fugă pe TikTok să văd și să mă întâmplă pe acolo și ține dau. Chicu este live pe TikTok, ești cu o femeie, dispi făina din puță de țânțari, din muște, larve, nu știu. What? Ieșeți planurile apartamentului, așa, ăsta e blocul, deci... Așa, aici e dormitorul meu, dormitorul lui Iurie Ivanici, că e după tata Ion, ca și mine, așa balconul, cuhnea o lecție, ca așa mai mare, mai lătuță. Și, dar și lui Clarci, la locul de azi înainte, gata, eu sunt șef aici, așa că veniți la mine ca să cumpărați apartament, că altfel nu merge. Vreau să vă zic, pentru că eu sunt o femeie care se respectă și care se uvăjește și vă stimează și pe voi, toată luna, în februarie, cei care sunteți îndrăgostiți, care vă iubiți, care că e puraș, că gulubășii, vreau să vă zic și Ecovzor vă iubește cu 2000 de euro, toți cei care îți cumpere un apartament în luna lui februarie, da, la Ecovzor, la Poșta Veche, măi, bloc de tip.
tip de ăsta premium, cu marmură pe jos, pe la scări, pe stă, trist și etaj sus, două jos, nu pentru asta, pentru mașini, nu pentru voi. Hai, gata!